Serviciul Fiscal de Stat și VAMA au adus în primul trimestru al acestui an venituri de 15,1 miliarde de lei în bugetul public național, în creștere față de aceeași perioadă anului 2019. Ca de obicei, cele mai multe sume sunt acumulate în urma achitării impozitelor și taxelor. Totuși, din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19, în unele sectoare a fost înregistrată o ușoară scădere. Datele Serviciului Fiscal de Stat arată că în perioada ianuarie-martie, instituția a înregistrat încasări de 9,8 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 450 de milioane de lei sau 4,8% în comparație cu primul trimestru al anului 2019. Cei mai mulți bani, 4,3 miliarde de lei, au ajuns în bugetul de stat. Chiar și așa, această cifră este cu 3,6% mai mică, cauza principală fiind efectele răspândirii virusului COVID-19. În schimb, la celelalte capitole înregistrăm majorări. La bugetul asigurării sociale, veniturile au crescut cu 14% și au ajuns la 3,4 miliarde de lei. În fondul asigurărilor medicale au fost virate 1,1 miliarde de lei, cu aproximativ 10% mai mult. De asemenea, peste 877 de milioane de lei au ajuns și în bugetele locale, în creștere la fel cu 10%. Și serviciul VAMAL a înregistrat în primele 3 luni ale acestui an încasări de 5,3 miliarde de lei, cu 17% mai mult decât în primul trimestru din 2019. Autoritățile Vamale mai anunță că de la începutul acestui an au perfectat 47.400 de declarații vamale și au constatat 285 de abateri ale legislației. Din amenziile date, instituția a obținut 817.000 de lei.